Bun găsit tuturor la horoscopul financiar al lunii noiembrie. Acum ceva timp am primit un mesaj în care o doamnă m-a întrebat dacă aș putea introduce în cadrul filmărilor despre horoscopul financiar și câteva cuvinte pentru freelancer, pentru cei care nu depind de aparatul de stat, pentru cei care nu sunt bugetari, pentru oameni care vor să-și conducă afacerile lor. Și mi s-a părut foarte interesantă ideea. De astăzi voi face o încercare. Vom vedea cum iese. Și dacă ne place, continuăm. Dacă nu ne place, depinde de voi. Voi să-mi dați feedback-ul. Dacă vă place, vom face filmarea adăugând și acest element. Din punct de vedere financiar, luna noiembrie este o lună în care o să trebuiască să fim foarte atenți cu toate, deci toate semnele zodiacale vor trebui să fie foarte, foarte atente la modul în care vor fi propuse pe piață, fie noi măsuri financiare, indiferent de țara unde trăim, sau să fim foarte atenți la ofertele care ni se fac, oferte financiare care spun, da, uite, facem în grup nu știu ce, facem, nu știu, sistemele astea piramidale, dar nu numai. Deci tot ce ține de, hai să facem în grup nu știu ce, să găsim soluții, nu o să meargă. O să fie un mare balon de săpun în care o să fie trași fără voia lor, oameni inocenți, dar care nu au experiență în zona financiară și vor pierde mulți bani, vor fi pierderi de bani. Deci nu încerca în luna noiembrie să te implici în propuneri financiare care par foarte pompoase, speciale și extraordinare la prima vedere, dar care în realitate nu sunt deloc așa. Taur. În luna noiembrie, taurul s-ar putea să fie verificat și evaluat. Iar controlul care vine sau corpul de control cu care te trezești să aibă ceva personal cu tine, să vrea să te scoată din joc, să-ți afecteze imaginea publică. Deci pregătește-te pentru lupte adevărate, dar îți recomand să nu taci din gură. Sub nicio formă nu adopta zona lui tac, lasă că întorc capul și nu se întâmplă. Ba, se întâmplă. Cu cât vei tăcea mai mult, cu atâta va fi mai rău. Învață să-ți ceri drepturile. Și dacă ești în zona business, atunci control, din nou, și la tine risc de control. Și nu-ți recomand, sau, de exemplu, dacă aștepți un shipment, ceva din străinătate, s-ar putea să apară întârzieri pe traseu sau să nu primești la timp marfa, să fie o întârziere în zona furnizorilor. Dragii mei, acesta a fost horoscopul financiar. Știu că la unele zodii am mai zis de rău, dar asta e. Enjoy, bucurați, să ne bucurăm între ghilimele. Trecerea prin Scorpion e un pic stresantă pe zona financiară în acest an. Vă mulțumesc că mi-ați urmărit filmarea despre finanțe. Vă promit că în alte filmări dau și vești mai bune. Și dacă vreți să fiți la curent cu următoarele mele filmări, nu uitați să apăsați butonul subscribe.